tu ai amenințat cu moartea pe bunica lui Robert Ionescu, eu nu știu ce se întâmplă cu tine. Tu ai amenințat cu moartea, că ai vrut să te duci peste Alin, cereai adresa lui mama lui Ionescu de acasă, lui Ferraru. Nu știu, ne puneai să înjurăm pe Otilia Mutu, ai zis că plătești lumea românii să ducă peste Otilia Mutu, de era lui aia frică să mai doarmă în Anglia, în casa ei, din cauza ta, că ai zis că trimis lume peste ea, ai spus în privat că trimis lume peste ea să o omor pe femeia aia, pe Otilia. Bă, pe cine dracu omor, mă, tu, că tu n-ai fost în stare să-i bă cu mamă, rătule, mă? Bă, terminatule, tu n-ai fost în stare să cumperi unul din comisia de la BAC să-i bă cu ești prost de cap? Noroc cu proștii ăștia, dracu, că ți-a făcut jocul pe aici să-și facă treaba cu tine, mă, bulangiule, că ai fost marioneta la toți. Tu nu-ți dai seama că tu ești ultimul prost după platforma? Ești cel mai... Te pun, Mihai, te pun, frățiorul meu. Pă cine dracu ai omorât, mă, tu fire al dracu, dar amărât cu ceasurile alea fake, de ți-a cu o clipă mână, că pe alea bună le-ai lăsat la maneci și ți-ai luat de alea fake în loc să nu vadă tăticu. Ești bulanci, mă, fraierul dracu, mai nebuni, mă. Băi, să-ți trăiască familia ta, tu ești cel mai mare sclav prăduitor,